un an fără amenajamente teribil. Am scăpat de Dracul și am dat peste tatăl său. Am crezut că ieșim din pandemie și revenim la normalitate din punct de vedere politic, economic și social, dar uite că țarul de la Kremlin a avut alte planuri pentru toată lumea. A pornit un război devastator împotriva Ucrainei, declanșând mai multe crize globale, de la cea de securitate până la cea energetică și alimentară. 2022 reprezintă anul când arhitectura europeană de securitate va intra într-o fază de reformatare, Rusia reprezentând de acum încolo inamicul lumii civilizate. Micile și marile compromisuri pliate pe politica business as usual au corupt o parte bună din elitele europene, însă războiul și crimele ruse au separat apele și faptul în cauză ar trebui să conducă nu doar la mărirea bugetelor militare, ci și la consolidarea democrației pe care n-ar mai trebuie să o luăm drept un lucru bătut în cuie. Vedem ce se întâmplă în Iran, în China, vedem cât de fragilă este situația în sud-estul Europei și chiar în unele state membre ale Uniunii Europene. Nici unele instituții europene nu sunt imune în fața corupției. Criza energetică, ruperea căilor comerciale, tentația protecționismului, criza alimentară, degradarea mediului ambient și multe altele reprezintă provocări formidabile la adresa securității și stabilității ordinii globale, după cum nu s-a mai întâmplat de la cel de-al doilea război mondial. Să sperăm că va exista suficientă înțelepciune și capacitate administrativă din partea elitelor americane și europene să gestioneze toate aceste probleme fără a permite o degradare și mai mare a sistemului internațional. Sunt Iulian Fruntașu. Începe emisiunea Conexiuni. Planul Rusiei de a ocupa Ucraina în câteva zile după invazia din februarie a eșuat, iar războiul continuă până în prezent, făcând mii de victime în rândul civililor și provocând distrugeri de proporții în localitățile ucrainene. Invazia a avut loc la mai bine de două luni după ce președintele rus Putin cerea Occidentului garanții de securitate, invocând că extinderea NATO către granițele sale ar reprezenta o amenințare pentru Rusia. Liderii occidentali au considerat aceste cereri inacceptabile și au repetat că fiecare stat are dreptul și libertatea de a decide benevol cum să-și asigure propria securitate. Allies made clear that they will not renounce their ability to protect and defend each other, including with presence of troops in the eastern part of the alliance. Totuși, îngrijorările de atunci ale Occidentului creșteau pe măsură ce continuau exercițiile militare comune ale Rusiei și Belarusului, la care participau în jur de 150.000 de soldați dislocați în apropiere de frontiera de nord și de est a Ucrainei. Singura soluție a Occidentului pentru a preveni invadarea Ucrainei mai era să amenințe Rusia cu sancțiuni economice fără precedent. Russia will be held accountable if it invades, and it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having a fight about what to do and not do, etc. But if they actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine, and that our allies and partners are ready to impose severe cost and significant harm on Russia and the Russian economy. Aceste avertismente nu au oprit Rusia să atace Ucraina pe 24 februarie, act condamnat printr-o rezoluție a ONU împotriva căreia au votat doar 5 state, Coreea de Nord, Siria, Eritreea, Belarus și însăși Rusia. În câteva zile, armata rusă invadase nordul, estul și sudul țării, apropiindu-se de capitala Kiev. Însă înaintarea rușilor s-a împotmolit după ce armata ucraineană, surprinzător pentru toată lumea, a reușit să opună rezistență. La sfârșitul lui martie, trupele ruse au început să se retragă de lângă Kiev, iar la Istanbul s-a revenit la negocieri de pace între reprezentanții Kievului și Moscovei, negocieri mediate de Turcia. Se părea că putea fi găsită o formulă de compromis în condițiile în care negociatorii ucraineni declarau presei că guvernul de la Kiev ar aproba statutul de neutralitate al Ucrainei și interzicerea găzduirii oricăror baze militare străine pe teritoriul său. Condiția Kievului era însă înființarea unui sistem de garanții de securitate, care să fie asigurat de țările occidentale. Însă următoarele runde de tratative au eșuat, iar o cauză importantă a fost descoperirea urmelor de crime săvârșite de soldații ruși în perioada în care au ocupat localitățile din jurul Kievului, precum Bucea sau Irpeni. Urme ale acestor crime au împiedicat ulterior începerea oricăror negocieri, iar în lipsa unor soluții diplomatice, Occidentul a continuat să impună rând pe rând pachete de sancțiuni Rusiei și să înarmeze Ucraina. Iar Ucraina a demonstrat că merită să fie înarmată, eliberând teritorii vaste ale țării, mai ales în campania de toamnă, când a reușit să recucerească regiunea Harkov și să elibereze teritoriul de pe malul drept al regiunii Herson. În prezent, negocierile de pace par imposibile pentru că Ucraina cere necondiționat retragerea
retragerea completă a trupelor ruse de pe teritoriul său, iar Rusia nu acceptă această condiție, mai ales după ce a declarat anexarea regiunilor parțial ocupate, Lugansk, Donetsk, Zaporojă și Herson. Totuși, unii lideri occidentali continuă să încerce găsirea unui compromis pentru încetarea focului. Pe 2 decembrie, Putin a făcut un schimb de opinii pe această temă la telefon cu cancelarul german Olaf Scholz. Președintele Rusiei a transmis șefului executivului de la Berlin că sprijinul militar oferit de Occident ar încuraja Kievul să decide soarta războiului pe câmpul de lupte și nu prin negocieri. Scholz a răspuns cerându-i lui Putin să găsească o soluție diplomatică a conflictului, care ar include retragerea trupelor ruse din Ucraina. Tot la începutul acestei luni, într-o conferință de presă ținută la Washington, împreună cu omologul său francez Emmanuel Macron, președintele american Joe Biden s-a declarat pregătit pentru discuții cu Putin pe tema soluționării conflictului ruso-ucrainean. Însă a notat că liderul rus trebuie să demonstreze un interes real de a pune capăt războiului, ceea ce nu face. But the fact of the matter is, I have no immediate plans to contact Mr. Putin. I'm prepared to speak with Mr. Putin if in fact there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war. He hasn't done that yet. O poziție mai blândă față de condițiile privind demararea unor tratative de pace a fost din nou exprimată de președintele francez Emmanuel Macron. El e de părere că în ziua în care Kremlinul va fi gata de negocieri, țările occidentale ar trebui la rândul lor să fie pregătite să ofere Rusiei garanții de securitate. Il y a une chose que nous devons préparer, et c'est aussi de cela dont nous avons discuté avec le président Biden, c'est l'architecture de sécurité dans laquelle nous voulons vivre demain. La question des frontières, justement. C'est-à-dire un des points essentiels qui a d'ailleurs, dans ce que le président Poutine a toujours dit, c'est la peur que l'OTAN vienne jusqu'à ses portes. C'est le déploiement d'armes qui peuvent menacer la Russie. Ce sujet fera partie des sujets pour la paix. Deznodământul războiului rămâne necunoscut și iarna care a început ar urma să arate cum se vor desfășura luptele pe front, cum va rezista Ucraina sub bombardamentele rusești care îi distrug zilnic infrastructura și în ce măsură va influența cursul războiului, sprijinul militar și financiar pe care îl oferă țările occidentale pentru a combate agresiunea rusă. Vom discuta în această seară cu invitatul nostru permanent, domnul Iulian Groza. Bună seara, Iulian! Bună seara, Iulian! Uite, este o emisiune de totalizare, ultima emisiune din acest an. Evident că este destul de complicat, probabil, să trecem în reviste chiar toate evenimentele, dar vom încerca, pe cât este posibil, așa, să facem o evaluare a politică de securitate, știu eu, a anului care este un an foarte dificil. Mai târziu puțin se va alătura discuția noastră și Angela Grămadă, dar până atunci vreau să te întreb, care sunt sentimentele tale utile la sfârșit de an, dacă aruncăm așa o privire în urmă? Sentimentul meu este că regiunea în ansamblu, lumea în ansamblu, a intrat într-un cerc vicios de crize. Da. Și există un sentiment de lipsă de căi de ieșire din această criză, cu un element de optimism, dacă vrei, Iulian, fiindcă acest război nedrept pornit de Rusia împotriva Ucrainei s-a pornit atunci când nimeni nu credea că lucrurile se va întâmpla, dar iată că acum, nu doar că sistemul de securitate european, global, a suferit schimbări iremediabile acum. Cărțile militare se rescriu astăzi prin rezistența și lupta pe care o duc și strategii se rescriu și bugete militare, multe lucruri. Dincolo de asta, evident, se schimbă și strategii militare, se schimbă și, în general, percepția și atitudinea față de Rusia. Da. Și iată elementul meu pozitiv, dacă încerc să totuși să-l găsesc, este că această criză cumva a zdruncinat lumea și sper eu că zdruncină mult și decidenții politici la nivel global, care înțeleg altfel astăzi realitățile, pericolele. În același timp, cumva mai persistă o speranță de
rațiune din partea Rusiei, o speranță care e complet argumentată pentru a ajunge la pace. Evident că acest război, știm foarte bine, a afectat nu doar vieți umanești, el a afectat foarte mult și economia globală, și nivelul de viață, și la moment vedem că această criză schimbă foarte mult și în atitudinea Europei, spre exemplu, SUA, ai zis de bugete militare, dar nu numai asta. Această criză, într-un fel, a consolidat și mai mult Occidentul, lumea civilizată, a scos la iveală mai multe provocări care au fost cumva puse sub preș sau care au fost nu au fost observate în timp. Mai târziu vom discuta despre criza energetică, dar modul în care a reacționat comunitatea europeană în acest sens arată că totuși a fost nevoie de aceste crize pentru ca să aibă loc o regândire. Plus la toate, și noi aici în regiune, evident, suntem permanent sub amenințarea acestui război. În același timp, și vestul și Uniunea Europeană, cu ocazia dată, și-au regândit și ei atitudinea față de regiune pe ansamblu și iată că vara anului curent a oferit Ucrainei și Republicii Moldova acest statut de țară candidat la nivel politic. Deci, practic, am un sentiment amestecat. Înțeleg. În același timp, cumva, vreau să cred că există o anumită speranță. Este lumina la capătul tunelului și lumina aia nu-i trenul care vine. Da, evident că este bine să identificăm și anumite evoluții pozitive, să sperăm că există și o anumită oportunitate în această criză, o anumită fereastră de oportunitate, că, mă rog, domn Spiro, spero, dar eu propun să continuăm discuția noastră cu Angela Grămadă, președintele Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Bună seara, Angela! Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație! Noi îți mulțumesc că ești în această seară cu noi. Eu vreau să încep cu un interviu pe care generalul Valeri Zalușnei, nu știu dacă ai avut ocazia să-l răsfoiești, să-l citești mai recent din The Economist. Este un general, este un militar care personal îmi place cum gândește, este dintr-o școală nouă, așa, nu a făcut armata sovietică, este destul de tânăr pentru jobul pe care îl are și faptul că are și foarte mulți ofițeri în subordonare cărora nu le este frică să-și asume inițiativa pe teren. E un lucru formidabil. După mine, Ucraina, cred eu, va avea o generație de comandanți foarte și foarte talentați, trecuți prin această luptă. Dânsul, în acest interviu, menționează câteva lucruri pe care aș fi vrut să le aduc în discuție. Zice că de la 400 de 3 km, după cum era linia frontului înainte de 24 februarie, acum sunt 2500 de kilometri. El susține că rușii de vreo 3-4 ani au adunat aceste resurse pentru a ataca Ucraina. Un lucru interesant, dânsul iarăși susține că Ucraina are suficienți soldați pentru a lupta, nu are suficient echipament. HIMARS-urile și-au făcut treaba, dar deja rușii au învățat cum să gestioneze această situație retrăgând depozitele și în spatele frontului mai departe. Ucraina are nevoie de mai multe echipamente ce privește lupta antiaeriană. Au câteva echipamente NASAMS și ARST, dar nu sunt suficiente. O idee interesantă era că într-adevăr ar putea merge armata ucraineană până la Melitopol. Sunt 84 de kilometri până la Melitopol, nu e chiar atât de mult. Iarăși, Ucraina are nevoie de echipamente, 300 de tancuri, dânsă susține, 600-700 mașini blindate și 500 de autopropulsate. Un lucru important la sfârșit, dânsă susține că rușii au rezervă de 1.200.000, 1.500.000 de soldați și că pregătesc 200.000, un nou val de mobilizare, și
Și dânsul susține că nu are niciun dubiu că vor încerca încă o dată să atace Kievul. Cam astea sunt, să zicem, elementele principale din acest interviu foarte interesant al lui Zalușnic, dar eu vreau cumva să discutăm acum în contextul acesta militar și de securitate. Cum îți pare ție Ucraina pe parcursul acestor 10 luni? Care a fost prestanța armatei ucrainene și cam care ar putea fi evoluțiile, dacă, bineînțeles că nu ai cristalul magic, dar dacă am putea în funcție de ce se întâmplă acum și ce a fost în trecut, dacă am putea cumva să ne imaginăm ce se va întâmpla în următoarele luni? Ucraina nu are un singur erou și anume nu are doar poporul pe Zelenski. Ucrainean este erou, de fapt. Da. Exact, dar revenind la prima parte a întrebării și anume dacă am auzit de Zalușnic sau nu, Ucraina are doi eroi pe care poporul ucrainean îi respectă foarte mult. Aceștia sunt Zalușnic și Budanu. Zalușnic fiind șef militar, iar Budanu fiind șeful serviciilor secrete din Ucraina, care a prezis încă din anul 2021, încă în luna octombrie, că războiul va avea loc, că este imposibil cu atâta forță militară la frontierele Ucrainei să nu aibă loc un atac extins asupra Ucrainei. Și țin minte că pe atunci toată lumea se uita cu suspiciune la acest discurs, la această practic pregătire a opiniei publice, nu neapărat internaționale, cât acele din Ucraina, pentru ceea ce ar fi urmat în anul 2022. De asemenea, vreau să vă spun aici că încă în anul 2015, atunci când efectuam o vizită de studiu la Kiev, cineva din experții din societatea civilă, dar pe partea de securitate și apărare, cumva mi-a atras atenția asupra faptului că ar putea să urmeze, ar putea, nu era o confirmare sau o ipoteză fermă în acest sens, că ar putea să aibă loc un război extins asupra Ucrainei. Și evident că am privit iarăși cu puțină nedumerire aceste afirmații și anul 2022 a arătat că, într-adevăr, trebuia să fim mult mai atenți la ceea ce se întâmplă în Ucraina, ceea ce se întâmplă în jurul Ucrainei și la toate pretențiile și frustrările pe care Federația Rusă le-a acumulat de-a lungul timpului. Revenind la Ucraina și la poporul ucrainean și cum îi privesc eu pe ei în tot acest an, 2022, eu am un profund respect față de aceștia și în primul rând am un profund respect nu doar pentru că au rezistat și au rezistat într-adevăr în momente extrem și extrem de dificile, condiții extrem de dificile și plus la toate atrocitățile la care au fost martori. Mie mi se părea că cel puțin opinia publică ar putea să cedeze la un moment dat, dar ei rezistă în continuare. Și respect și pentru faptul că în toată această perioadă de luptă extinsă, ei au putut să fie atenți și la evenimentele din jurul lor, adică să aibă grijă și ca să nu ajungă războiul și în regiunea transnistreană. Să aibă grijă de securitatea și apărarea Republicii Moldova, atât cât le-a permis situația lor. Da. Să se preocupe de siguranța și securitatea alimentară. Bine, ei o făceau din două obiective. Unul, pentru că asigurau așa resurse financiare pentru bugetul de stat, asigurând acele vânzări de cereale din Ucraina, dar în același timp au putut să organizeze forumuri cu statele din Africa și din Asia, la care încercau să convingă opinia publică internațională că Ucraina în continuare este furnizor de securitate alimentară. Lucru care s-a și întâmplat atât cât le-a permis iarăși războiul să facă acest lucru. Și tot în această perioadă ei s-au reinventat de fiecare dată atunci când au fost sub un atac masiv din partea Federației Ruse și au demonstrat încă o dată cât de important este să ai instituții reziliente și democrație în țară. Absolut. Pentru că
Pentru că doar așa un popor sau cetățenii alegătorii pot să aibă încredere în autorități și pot să le urmeze și să nu se întâmple același lucru pe care îl vedem acum în Federația Rusă, adică să existe o presiune extinsă asupra activiștilor sau asupra presei independente. Da, există măsuri pe care le-au luat autoritățile în ceea ce privește actorii care au sabotat interesele naționale ale Ucrainei, dar acestea au fost făcute într-un context extrem, da, pentru siguranța lor națională. Și eu sper că după ce se va încheia acest război împotriva Ucrainei, cu Ucraina învingătoare, autoritățile ucrainene, liderii politici din Ucraina, să fie capabili să-și asume și să revină la acele legi pe care le-au luat acum în context de lege marțială, da, ca să asigure într-adevăr funcționarea instituțiilor democratice și să demonstreze că tot pentru ceea ce au luptat în această perioadă este într-adevăr un deziderat pe care nu doar Ucraina trebuie să-l protejeze și să-l promoveze, dar Angela, și celelalte țări. Angela, eu mă bucur că vorbești despre perioada când se va încheia războiul și sper acest lucru să se întâmple cât mai curând posibil, dar cred că va continua și anul viitor, din câte ne dăm seama, și asta am vrut să întreb, de fapt. Iulian vorbea anterior că speră și el că va domina rațiunea la Moscova. Eu am dubii destul de mari în ce privește capacitatea de a raționaliza a elitei politice ruse actuale. Mai recentă publicația Forbes, de exemplu, și Zalușna a menționat asta în The Economist, că ar fi posibilă o operațiune armate ucrainene în regiunea Zaporojia și cu intenția de a ajunge până la Melitopol și de a împinge, de a forța trupele rusești să se retragă în Crimeea. Ce crezi tu despre această posibilitate? Armatei ucrainene, ar fi posibil un asemenea scenariu în următoarele 2-3 luni? Fără a avea pretenții de a fi un expert militar sau în apărare, da, dar ținând cont de modul în care au acționat autoritățile ucrainene și ținând cont de, într-adevăr, de deciziile militare pe care le-au luat aceștia, mai ales în jumătatea a doua anului 2022, începând din luna august, da, eu cred că acest lucru este posibil. Iar dacă acele promisiuni care au fost făcute Ucrainei de nenumărate ori și vedem că există decizii care într-adevăr au continuitate în rândul statelor occidentale, Ucraina poate să avanseze în ceea ce privește eliberarea teritoriilor ocupate. Plus la aceasta, determinarea poporului ucrainean este extrem și extrem de importantă în acest sens, pentru că iarăși ați făcut mențiune la începutul discuției noastre despre datele pe care le-a menționat Zalușna în interviul oferit de Economist. Ucraina are într-adevăr suficient soldați, doar că acești soldați nu sunt neapărat angajați sau nu fac parte neapărat din acei militari care sunt în termen. Ucraina are soldați în rândul populației civile. Da. Pe când Federația Rusă nu prea dispune de același număr de susținători ai operațiunii militare. Și aici mă refer la acei susținători care doar din fața televizorului susțin agresiunea militară, da, împotriva Ucrainei. De pe canapea, așa sunt ei. Exact, da. Luptătorul de canapea, noi așa îl numim. Dar atunci când vine vorba despre mobilizare, acesta preferă să evadeze din acest cerc vicios în care l-a antrenat propria autoritate. Deci Ucraina cred că dispune în acest moment de mult mai multă voință și fermitate în ceea ce privește deocuparea zonelor pe care le-a pierdut temporar, decât ar dispune Federația Rusă chiar și cu tot arsenalul și muniția de care dispune. Războiul devine foarte costisitor pentru Federația Rusă. Da, el va continua, aveți dreptate. Cel puțin jumătate de an, eu nu vreau să fac anumite prognoze, dar într-adevăr ar putea să mai continue mult, doar că există anumite elemente pe care Rusia nu le poate desconsidera și va trebui la un moment dat să admită faptul că resursele
resursele sale s-au epuizat și atunci acea conducere va trebui să dea niște răspunsuri la întrebări extrem și extrem de dure pe care s-ar putea să îi le adreseze, dacă nu cetățenii, cel puțin acea elită politică care deja a pierdut războiul și care a încurajat, de fapt, anumite decizii militare în, la începutul anului 2022. Dar uite, foarte mulți bărbați care erau supuși mobilizării au părăsit Federația Rusă. Cifrele variază până la 600, chiar 700 de mii, de la 400 la 700 de mii. Și este evident că războiul nu este popular în mediul societății ruse. În mare parte mobilizarea se face mai puțin la oraș, în particular nu prea sunt recrutați bărbați la Moscova și în Sankt Petersburg și în alte orașe mai mari, de obicei din provincie, de obicei din zone mai sărace, zone naționale și așa mai departe, oameni care parcă nici n-ar avea ce pierde, aș spune eu. Dar acest lucru, lipsa de mobilizare, zicem eu, cumva sufletească sau lipsa de dorință de a merge la luptă, cum explici asta? De ce? Că Rusia mai tot timpul a luptat, aș spune eu, pe parcursul istoriei, dar de data aceasta, în pofida propagandei, o propagandă așa a la Goebbels, aș spune eu, oricum există o anumită rezistență surdă, adică nu este o rezistență în stradă, nimeni nu iese, sau foarte puțini iese în stradă și sunt arestați și sunt închiși. Unii din ei, l-am văzut pe Iașan acum mai recent, a fost închis, a luat 8 ani. Deci, care ar fi explicația comportamentului cetățenilor ruși în acest context? Eu m-am uitat și pe sondajele de opinie publică. Unele dintre ele au apărut în anul 2022, mai ales în a doua jumătate a anului, și am văzut că cea mai mare parte a susținătorilor acestei operațiuni militare, să zicem așa, speciale din perspectiva rusă, este susținută de un cetățean rus de un anumit profil, și anume cel care are peste 55 de ani, adică se apropie de acea vârstă la care nu mai poate fi mobilizat. Și care a fost supus unei propagande extinse, în sensul că nu neapărat doar în ultimul an sau nu neapărat doar în anul 2021, dar acesta s-a transformat într-adevăr un luptător de canapea în ultimii 8 ani de zile de când a fost anexată Crimea, și căruia i s-a impregnat în subconștient faptul că anexarea Crimeei a fost o mare victorie a Federației Ruse, dar o victorie fără a fi trase focuri de armă. Și cred că pe undeva ei au crezut că acest lucru se poate întâmpla și mai departe, că nu va exista o opunere sau o poziție din partea ucrainenilor în acest sens. Într-adevăr, numărul celor care au evadat din Federația Rusă, odată cu anunțarea mobilizării parțiale, are un cu totul alt substrat sau argumente, pentru că aceștia sunt în majoritate tineri, tineri care pot fi supuși mobilizării, tineri care au asigurat suficiente resurse la bugetul de stat, aceștia fiind antreprenori în majoritatea lor, și tineri care, deși se opuneau deciziilor pe care le luau autoritățile lor, nu aveau voință suficientă să iasă în stradă și să protesteze. Majoritatea protestelor care au avut loc în ultimii ani în Federația Rusă s-au întâmplat mai departe de capitală. Bine, au existat câteva proteste în susținerea lui Navalny, dar acestea au fost foarte ușor înăbușite. Dar vreau să vă reamintesc că la Khabarovsk a durat un protest 9 luni de zile și au fost arestați foarte, foarte mulți oameni. Acum tendința este, și există directive în acest sens, pentru că mobilizarea va continua și în luna decembrie și s-ar putea ca în luna ianuarie să fie accentuată. Există directive despre care presa independentă, atât cât a mai rămas ea din Federația Rusă, să relateze că
Forțele de ordine au primit directive să înăbușească și protestul femeilor, care se opun mobilizării soților sau fiilor sau rudelor de gen masculin. Deci lucru care ne indică faptul că Rusia, cel puțin liderii, sunt în continuare ferm convinși că continuarea acestui război împotriva Ucrainei este singura soluție, nu neapărat pentru ca Rusia să obțină ce vrea de la Occident, ci ca această elită politică să supraviețuiască, pentru că așa nimicește și orice urmă de opoziție internă. Deci sunt mult mai multe explicații și argumente pe care ar trebui să le luăm în considerare. Da. Angela, rămâi, te rog, cu noi în continuare, iar noi să urmărim cum a făcut față Uniunea Europeană războiul energetic al Rusiei. Uniunea Europeană are suficient gaz pentru a-și asigura consumul de energie în această iarnă. Anunțul a fost făcut în aceste zile de Agenția Internațională pentru Energie și reconfirmat de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. În ciuda faptului că Rusia a redus livrările de gaz în acest an, Europa a evitat o criză gravă și a început iarna cu rezervoarele de stocare a gazului pline. We are safe for this winter. Russia's blackmail has failed. This winter, it looks like we are off the hook. We may go through this winter with some economic and social bruises, but normally we should go through this winter as a result of all the measures taken in Europe, because our gas storages are very high. Acest rezultat s-a datorat măsurilor de urgență luate de Uniunea Europeană la sfârșitul primăverii trecute, când Rusia a refuzat să mai furnizeze gaz țărilor din UE care se împotriveau să-l achite în ruble rusești. Ca răspuns la sancțiunile europene impuse din cauza invadării Ucrainei, până la începutul verii, Rusia a redus la jumătate livrările de gaz spre UE, adică până la 250 de milioane de metri cubi pe zi și până la 80 de milioane luna iulie. Gazul nu a fost supus sancțiunilor europene, spre deosebire de petrol și cărbune, pentru că UE nu a vrut să renunțe la combustibil ieftin și relativ ecologic. În aceste condiții, însă, și Rusia a închis robinetul și a redus spre toamnă aprovizionarea cu gaze către UE cu 80%, invocând diferite motive. Având în vedere că, înainte de război, UE importa din Rusia 40% din tot volumul de gaz consumat, nu a fost ușor să găsească furnizori alternativi de gaz, chiar și la prețuri exorbitante. Iar riscul unei crize a industriei și tulburărilor masive ale populației era tot mai mare. Dar europenii au reușit să prevină acest pericol. Cea mai importantă măsură a UE luată împotriva războiului energetic al Rusiei a fost luată la sfârșitul lui iulie, când țările membre au convenit asupra reducerii consumului de gaze cu 15% comparativ cu media din ultimii 5 ani, iar planul a fost depășit. Statele membre ale UE au luat măsuri de a economisi energia. În Franța, Spania și alte țări, acum este ilegal iluminatul magazinelor închise și ținerea deschisă a ușilor în timpul zilei, când încălzirea sau aerul condiționat sunt pornite. Iluminatul stradal este la fel restricționat, iar în clădirile publice temperatura maximă nu trebuie să depășească 19 grade și a fost oprit alimentarea cu apă caldă în toalete. Potrivit experților, reducerea temperaturii în locuințe cu doar 1% economisește până la 7% din gaz, o măsură aplicată de mai multe economii mari din Europa. Țările membre trebuie să prevină eventuale noi șocuri economice. Rusia încă furnizează gaz în Europa, dar poate închide complet robinetul în orice moment. O altă problemă energetică ține de situația care se va crea în următorul sezon de încălzire, când depozitele de gaz ar putea fi umplute până la 65% din capacitate, dacă nu se vor găsi furnizori alternativi Gazpromului rusesc. În același timp, reducerea consumului trebuie susținută micșorând subvențiile acordate persoanelor și întreprinderilor, ceea ce ar putea crește nemulțumirea populației și sectorului industrial. Astfel, provocările apărute din cauza războiului energetic al Rusiei ar putea fi mult mai mari în anul care vine, precum a avertizat directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie. Este evident, Angela, că țarul de la Kremlin continuă războiul împotriva Occidentului, nu doar a Ucrainei, inclusiv prin metode care țin de energie. Și deocamdată statele Uniunii Europene au reușit să facă față acestei provocări. Dar pe de altă parte, eu mă întreb și te întreb, care este totuși gradul maxim de reziliență a unei persoane obișnuite, a unui cetățean simplu?
simplă, pentru că am mai văzut și anumite proteste în Germania, de exemplu, gestionată de către extrema dreaptă și în alte state există foarte multă, zic eu, opoziție. Poftim? Și în Republica Moldova. În Republica Moldova cu atât mai mult, că avem aici și criminali care gestionează din străinătate aceste proteste, dar în Europa, cum îți pare ție? Pe de-o parte, s-ar părea că instituțiile europene reușesc să facă față, dar mă întreb la nivelul cetățeanului simplu, există această înțelegere sau nu din punctul tău de vedere? Acum sunt mai multe situații și pe locuri chiar paradoxuri. Da. Pentru că în Germania există proteste și împotriva măsurilor luate de către autorități și atunci trebuie să ne uităm pe profilul acestor protestatari. Mulți dintre ei sunt cetățeni ruși care au emigrat și care susțin din afara țării acțiunile Federației Ruse. Poate nu neapărat vorbesc despre agresiunea militară, dar protestează împotriva măsurilor luate de autorități și atunci practic sabotează anumite decizii care sunt luate unitar la nivel de Uniune Europeană. Pe de altă parte, în state precum Cehia, există mișcări foarte și foarte de amploare ca mărime, care susțin că trebuie să continue susținerea Ucrainei și trebuie să continue această susținere nu doar din punct de vedere militar, dar și din punct de vedere economic și trebuie să existe acea solidaritate exprimată foarte clar în favoarea autorităților ucrainene, dar și în favoarea populației ucrainene care rezistă. Cu cât te îndepărtezi de Ucraina, cu cât ai o garanție de securitate mai mare, cu atât îți permiți mai mult să ai o opinie diferită față de războiul și agresiunea rusă din această țară. Îți oferă, practic, această distanță geografică, îți oferă o oarecare garanție că mâine nu vei fi atacat. Pe când în țări destul de apropiate de frontiera cu Federația Rusă, și plus dacă adăugăm aici trecutul istoric, adică exact, experiența istorică de interacțiune cu Federația Rusă, cu atât populația devine mai rezilientă și acceptă măsurile luate de autorități. Evident, în Republica Moldova există o situație puțin diferită față de cea din statele vecine Ucrainei, pentru că noi avem într-adevăr actori care sabotează interesele naționale ale țării și o fac foarte conștient, dar în același timp avem și foarte multă lume care s-a solidarizat cu Ucraina și nu doar din simplu motiv că pe teritoriul țării se află refugiați, ci pur și simplu că există o conexiune cu această țară, inclusiv din punct de vedere etnic, sau pur și simplu ca oameni care, într-adevăr, înțeleg care sunt riscurile și care sunt amenințările în cazul în care acest război se extinde și împotriva Republicii Moldova. Păi deja am avut, dacă vorbim de domeniul energetic, am avut în repetate rânduri de conectări de la curent, datorită acestor bombardări pe care le efectuează Armata Federației Ruse asupra Ucrainei. Exact. Și am avut și o solidarizare în acest sens a populației civile din Republica Moldova, ceea ce pe mine m-a uimit, pentru că amploarea de care a dat dovadă această solidarizare a fost destul de extinsă și mult mai vehementă decât în alte momente. Ceea ce nu putea decât să bucure pe cel care încearcă să monitorizeze nu neapărat doar procese politice, dar și procese sociale. Pentru că vedem o înțelegere tot mai clară a pericolelor și amenințărilor care vin dinspre Federația Rusă. Și mai mult de atât, înțelegem cum Federația Rusă folosește arma energetică în calitate de instrument de presiune asupra procesului decizional în Republica Moldova. Ceea ce este foarte important, pentru că asta înseamnă că privim din ce în ce mai critic actul decizional și facem diferența între intenții bune și intenții care sabotează securitatea și apărarea țării. Nu doar din punct de vedere militar, dar și din punct de vedere economic și energetic. Angela,
Vreau să te întreb dacă Occidentul face suficient pentru a ajuta Ucraina astăzi. Și, într-un fel, vreau să întreb un pic dacă noi aici, în regiune, Moldova, România, am reușit să fim pe măsura așteptărilor când vine vorba de nu doar de atitudinea cetățenilor, dar și de modul de a ajuta, de a rezista și noi, într-un fel, față de aceste provocări, dar în același timp să ajutăm Ucraina, dacă am făcut-o noi suficient. Și dacă ai putea să punctezi unele elemente pe care le consideri importante în favoarea acestui argument sau în defavoarea argumentului respectiv. La începutul războiului extins împotriva Ucrainei, eu am crezut că această mașinărie occidentală sau cel puțin birocrația Uniunii Europene va îngreuna foarte mult procesul de acordare a asistenței pentru Ucraina. Și aici nu vorbeam doar despre asistență umanitară, dar vorbeam despre asistență economică, financiară. Vorbeam despre decizii importante în ceea ce privește asigurarea independenței energetice față de Federația Rusă. Evident că lucrurile s-au mișcat foarte greu, dar odată pornită această mașinărie birocratică, ea nu mai poate fi atât de ușor deturnată de către Federația Rusă și această unitate ea se consolidează. În măsură ce războiul se extinde ca și perioadă, vedem tot mai multe elemente care încearcă să ne asigure că această unitate trece dincolo de frontierele Uniunii Europene, consolidează lumea occidentală și că lumea occidentală înțelege în sfârșit că este nevoie de o dezbatere foarte consistentă în ceea ce privește funcționarea sistemului de relații internaționale. Și aici mă întorc la prima parte a discuției pe care ați avut-o în platou atunci când vorbeați despre oportunități în perioade de crize. Cred că Occidentul a făcut destul de mult, a făcut multe lucruri la care nu ne-am fi așteptat că le-ar putea face într-o perioadă atât de scurtă, pentru că, iarăși, funcționarea instituțiilor conform buchei legii ia timp și aplicarea lor ia și mai mult timp. Acum, această aplicare nu va putea fi oprită atât de ușor, iar asta este în avantajul Ucrainei. Revenind la cea de-a doua parte a întrebării, Iulian, dacă Republica Moldova a făcut suficient sau putea să facă mai mult, eu cred că Republica Moldova a făcut foarte multe în condițiile sociale-economice, dar și politice și de apărare pe care le avea. Mi-aș fi dorit o dezbatere mai consistentă în Republica Moldova despre oportunitatea de a pune pe agenda marilor puteri occidentale soluționarea conflictului transnistrean și o dezbatere mai consistentă despre ce înseamnă neutralitate. Pentru că la nivel de societate civilă ea a existat, această dezbatere, dar la nivel de decidenți politici, de autorități, de reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, aceștia s-au oferit să discute onest, deschis cu cetățenii și au făcut-o într-adevăr din anumite raționamente pe care le aveau ei în spate de a nu genera mai multe provocări în ceea ce privește relația cu regiunea transnistreană sau în evitarea implicării regiunii transnistreane în acest război. Dar cred că am fi putut fi un pic mai curajoși și dacă am fi găsit mai multă voință politică, absolut, atunci ar fi fost mult mai bine pentru promovarea, într-adevăr, a unor elemente care să ne asigure o prezență mult mai înaltă pe agenda, absolut, statelor occidentale. Absolut. În ceea ce privește România, aici voi fi foarte scurtă, m-a uimit solidaritatea cetățenilor români care considerau anterior că ucrainenii sunt ruși.
Și înțelegerea riscurilor la nivel de societate a fost atât de eficientă încât prezența cetățenilor români la frontieră înaintea autorităților a determinat și acțiune din partea decidenților. Da. Deci cred că am făcut suficient de multe, dar mai putem să facem în continuare lucruri care să contribuie la siguranța cetățenilor ucraineni care au nevoie de asistența și ajutorul nostru. Angela, îți mulțumim mult că ai fost în această seară cu noi. Îți dorim sărbători fericite, măsura în care este posibil, bineînțeles, și ne revedem la anul. Mulțumesc mult și eu și sărbători frumoase să aveți. Toate bune, sănătate. Acum propun să urmărim care sunt principalele evenimente internaționale ale anului. În urma alegerilor intermediare în Congresul American, republicanii au obținut majoritatea în Camera Reprezentanților, în timp ce democrații și-au menținut controlul la limită în Senat. Alegerile au fost marcate de încercările eșuate ale fostului președinte Donald Trump de a promova în Camera Reprezentanților cât mai mulți candidați republicani din aripa conservatoare a partidului, care se opun sprijinului militar oferit de Statele Unite Ucrainei. Președintele Chinei Xi Jinping și-a consolidat puterea în timpul Congresului Partidului Comunist din octombrie. El a fost reales secretar general al partidului după remanierea biroului politic compus exclusiv din politicieni loiali liderului de la Beijing. Realegerea lui Xi la șefia partidului îi va permite să obțină ușor un al treilea mandat de președinte al țării la sesiunile parlamentare din luna martie a anului viitor. De trei luni continuă protestele antiguvernamentale din Iran, izbucnite după decesul unei tinere de 22 de ani, care fusese arestată pentru încălcarea codului vestimentar impus de regimul islamic. Potrivit ONU, forțele de securitate iraniene ar fi ucis până acum în jur de 500 de protestatari și au arestat aproape 20.000 de oameni. Țările occidentale au condamnat represiunile și execuțiile publice la care au fost supuși deja primii manifestanți. Continuăm discuția noastră cu domnul Cătălin Gomboș, jurnalist, redactor șef la Veridica.ro. Bună seara, Cătălin! Bună seara! Bună seara! Uite, este ultima emisiune Conexiuni din acest an. Facem o sinteză, anul, o retrospectivă. Am discutat cu Angela Grămadă despre conflictul, despre acest război inițiat, pornit de către Federația Rusă împotriva Ucrainei, care are repercursiuni regionale, globale. Acum însă aș fi vrut să discutăm puțin și despre alte evenimente importante care s-au desfășurat în jurul globului, de la alegeri în Congresul SUA. Ne interesează, bineînțeles, și protestele din Iran, pentru că există și această conexiune între Iran și Rusia. Și chiar aici aș fi vrut să mă opresc puțin și să te întreb, până la urmă, această conexiune între Teheran și Moscova, cărui fapt se datorează? Se datorează circumstanțelor, în primul rând, au aceleași interese, au aceleași adversari sau nemulțumiri împotriva acelorlași puteri. În principal este vorba de Statele Unite. Interesele lor au coincis la un moment dat și în Siria și parțial coincidă și acum, însă nu cred că putem vorbi de o alianță solidă pe termen lung, ideologică în primul rând între Iran și Rusia, pentru că ceea ce au în comun cele două regimuri este că sunt ambele autoritare, însă regimul de la Teheran este unul islamist, să nu uităm acest lucru, în timp ce Putin, pe de altă parte, și regimul lui Putin pun accentul pe ortodoxia asta panslavistă sau ortodoxia pravoslavnică. Deci nu cred că va fi pe termen lung o alianță între Iran și Rusia, dar bineînțeles ne interesează termenul de data aceasta, termenul scurt și mediu, mai ales prin implicațiile pe care le are în Ucraina și în... Dar spune-te rog frumos, Cătălin, aceste proteste care au pornit în Iran de vreo trei luni undeva, protestele propriu-zise și această cooperare militară, livrările de armamente, de drone iraniene, ele pun cruce pe acordul nuclear pe care era preconizat să fi fost finalizat anul acesta sau nu?
Nu știu dacă protestele, cei care au pus cruce pe acordul nuclear, sunt chiar Ayatollah, este chiar regimul de la Teheran, care a negociat o perioadă cu Statele Unite și cu restul țărilor occidentale și implicate în procesul acesta de negocieri, dar s-au blocat negocierile respective în ultimul moment. Din punctul ăsta de vedere, s-ar putea ca protestele să fi salvat sau să i fi oferit o gură de oxigen regimului de la Teheran. În ce sens spun asta? Iranul a început să îmbogățească uraniul la un nivel tot mai mare, ajunsese la 60% față de mai puțin de 20%, cred că și mai puțin de 10% cât era permis. Tot cu asistența Moscovei, presupun. În formă acordului. Au și ei know-how și tehnologie, probabil că au primit și asistență din partea Moscovei. Ori în clipa când acordul nuclear pică, cresc foarte mult crește foarte mult posibilitatea unui conflict. În primul rând, Israelul nu vrea sub nicio formă să-i permită Iranului să dezvolte o armă nucleară și nici Statele Unite nu vor acest lucru. Cât timp însă sunt proteste la Teheran, părerea mea este că nu se va întâmpla nimic, deoarece o eventuală lovitură împotriva Iranului n-ar face în faza inițială decât să mobilizeze populația a țării și implicit și a regimului. Deci ar fi în avantajul regimului. Cătălin, și China. Cum a reușit China anul curent să-și întărească poziția la nivel global și în ce măsură mai pendulează între SUA și Rusia? Eu cred că Beijingul a făcut niște pași sau a fost forțat să facă niște pași înapoi în anul acesta și în anii care au trecut începând cu pandemia și cu războiul comercial pe care administrația Trump l-a declanșat împotriva sa. Cel puțin pentru că în Occident și-au dat seama principalele puteri că trebuie să fie, să existe anumite alternative la diferitele surse de materii primă, de mână de lucru și așa mai departe, care există în China. Asta pe de o parte. În al doilea rând, am văzut că episodul acela al Taiwanului, când s-au încins foarte tare spiritele și chinezii au încercat să facă un spectacol de forță, show of force, cum se spune, până la urmă a fost zângănit de săbii, dar nu s-a mers mai departe, deci au făcut pasul înapoi și acolo. În sfârșit, în ceea ce privește consolidarea regimului, chiar dacă și practic a devenit în acest an cel mai puternic lider chinez după Mao Zedong și în același timp regimul în ultimii 2-3 ani de când este pandemia s-a consolidat constant, inclusiv vedem ce s-a întâmplat în Hong Kong, ce auzim pentru că sunt puține informații din provincia Xinjiang. Acum practic ei au primit o lovitură și Xi Jinping personal, pentru că acea politică de zero COVID, restricții foarte dure, a trebuit să fie anulată sau relaxată în fața unor proteste. Este poate una din foarte rarele ocazii de când există regimul comunist în China, că regimul cedează în fața unor proteste ale populației. Cătălin, uite, au avut loc alegerile intermediare în Congresul SUA, democrația și-au păstrat majoritatea în camera în Senat, nu și în Camera Reprezentanților. Eu vreau să întreb următoarele. În ce măsură crezi tu administrația Biden a reușit să facă față provocărilor importante globale?
Eu cred că administrația Biden a reușit să se descurce surprinzător de bine. De altfel, am tot citit în presa americană analize făcute de cei de acolo care cunosc cel mai bine situația și am văzut mai multe analize care spun că Biden în acești 2 ani de mandat a reușit să atingă mai multe obiective decât au reușit Bill Clinton sau Barack Obama în întreaga perioadă în care s-au